Salutare tuturor și bine v-am regăsit! Stăm astăzi Outlander 2016, un facelift care caută să întărească aturile lui Outlander, un SUV care este foarte ușor de condus, indiferent de suprafața pe care se află. O să discutăm despre mașina asta în minutele care urmează, dar mai întâi, evident, trebuie să discutăm despre partea exterioară. Și hai să începem cu cele mai importante modificări la partea frontală. Avem o nouă grilă cu foarte mult crom. Farurile sunt similare, continuă spre grila centrală, spre siglă, așa cum am văzut că apelează un truc de design la care apelează tot mai mulți producători. O grilă mică prin care poate să intre aer spre motor. Sunt acoperite ca să scoată un consum mai bun, până la urmă este un SUV destul de înalt. Și ce o să remarci sunt farurile LED, inclusiv cele de zi, inclusiv cele de noapte, și aceste bucăți cromate care continuă de aici, dinspre aripă, până jos și înconjoară și proiectorul. Face ca mașina asta să arate foarte bine și să-i dea un aer premium, deși nu este neapărat din acea categorie. Și o să-ți mai placă și asta, pe care nu-l găsești, spre exemplu, pe modelul hibrid, o să vedeți că scrie pe capotă Outlander. Face să apară interesantă. Hai să vorbim și despre lateral. O să apreciez jantele de 18 inci care fac ca mașina asta să pară mai mare decât este în realitate. Ignoră, te rog, tot acest colant din lateral. Îmi mai plac și aceste apărătoare pentru geam Outlander, adică e un accesoriu pe care ți-l cumperi de la Mitsubishi. Hai să vedem cât de ușor este să-ți găsești poziția corectă la volan în această mașină. Volanul se reglează atât pe înălțime cât și pe adâncime, iar scaunul în această echipare, la mine comenzile sunt electronice, pot să-l ridic, pot să-l las jos, pot să înclin șezutul și evident spătarul poate fi controlat și el. Am vizibilitate foarte bine, foarte bună în oglinzi și pe geamuri și evident pot să controlez totul de acolo, de pe fața de ușă, și trebuie să știi că ai loc suficient și pentru o sticlă de 600-700 de mililitri în buzunarul ușii. Acum că mi-am reglat scaunul pentru înălțimea mea, hai să vedem cum se stă în spate. Am o palmă loc la genunchi și ce îmi place foarte mult este că pot să întind picioarele mele și să le pun sub scaunul din față și pot să las și bancheta pe spate și aș putea să mă simt foarte bine la drum lung în spate. Îmi plac foarte mult și geamurile fumurii care să mă protejeze de soarele puternic și face și un pic de întuneric aici ca să pot să și dorm la drum lung. Pentru locul din mijloc este tolerabil. Am avut o persoană care a stat aici timp de 250 de km și nu s-a plâns decât că se înclina spre un pasager sau altul. Pe locul din mijloc, tunelul transmisiei nu este foarte înălțat, așa că pot să stau cu picioarele liniștit aici. Și încă ceva, mașina asta are 7 locuri, așa că hai să vedem cum se stă în spate. Pentru început trebuie să trag bancheta și ea se împinge către față și apoi trebuie să mă duc în spate. Să fac loc în portbagaj. Să scap și de asta. Se scoate ușor și se pune la fel de ușor și apoi să trag de scaun. Ridic și tetiera și acum o să mă sui acolo. E o poziție nefirească, trebuie să stau un pic cu genunchii la piept, dar dacă pasagerul din fața mea e dispus să se compromită un pic din spațiu de la genunchi, atunci eu cred că pot să stau ok aici pentru distanțe scurte. Și cu rugămintea ca șoferul să nu dea vreo groapă mai tare, pentru că eu aș putea să ating cu capul de plafon. Dar, 7 locuri. Am făcut lucruri mai grele la viața mea. Hai să vorbim și despre portbagaj. Portbagajul este destul de spațios. Adică, până la urmă nu este un break, dar ai suficient locuri pentru bagaje. O să trag acum scaunul înapoi. Și o să pun
acest rulou la locul lui, care se pune destul de ușor. Ah, cum ziceam. Și ai suficient loc pentru bagaje pentru 4 persoane. Și îmi place că suprafața de încărcare este plană, iar aici am și un loc de depozitare ascuns unde pot să pun, nu știu, bani, ceva, și loc evident pentru coșul de picnic, pentru că vei face multe ieșiri cu mașina asta. Despre cum se conduce, haideți să aflăm acum. Pentru testul cu Outlander ne-am teleportat 250 de km ca să conducem acolo unde este cel mai bine Outlander-ului, în zone de munte. Hai să începe cu cheia, care arată așa, are 3 butoane încuiat descuiat și pentru portbagaj, care se deschide în 8 secunde, durează o veșnicie. Adică dacă ai bagaje grele, trebuie să stai să aștepți după el. E totuși bine că e acționat electric. E un început pentru toate mașinile din întreaga lume. Să nu mai fie nevoie să pui tu pe butonul ăla de deasupra plăcuței de matriculare murdar. Piciorul pe frână, apăs pe butonul start-stop. Un pic de tremurat. Și atât. Am pus cutia în drive. Dăm semnal stânga, ne uităm în oglindă și plecăm de pe loc. Testăm Outlander în varianta InStyle All-Wheel Drive cu cutia automată și Navi, o mașină care costă 37.000 de euro cu toate dotările astea. Și mi se pare un preț foarte bun. Dar trebuie să aflăm împreună de ce. În momentul ăsta merg la 50 de km pe oră, 60 am voie aici. Fără abaterea radarului, pur și simplu atât am voie aici. Și motorul stă în 1400 de ture. Motorul nu se aude deloc. Cei de la Mitsubishi, pentru că noi testăm de fapt aici Outlander facelift, cei de la Mitsubishi au regândit cumva Outlander-ul, mai ales din punct de vedere optic, dar asta ați văzut deja mai devreme. Însă sunt și câteva îmbunătățiri făcute la mașină, în special la capitolul de insonorizare. S-au lucrat la câteva detalii destul de interesante la care nu te gândi de obicei. Inclusiv geamul lunetei este mai gros acum, la fel în uși. Am văzut chederi chiar și la capot în față, ceea ce mi s-a părut foarte tare, că de obicei nu vezi așa ceva. E destul de bine sonorizată. Nu știu cât de mult ajută paravântul ăsta, pe care eu nu-l suport, dar dacă a venit cu mașina, asta e. În rest, mașina se simte foarte, foarte silențioasă. Hai să vorbim și despre motor. Produce 150 de cai putere la 3500 de ture, așa că va trebui, ca să-i simți, trebuie să lucrezi un pic mai tare motorul ăsta. 380 Nm, care se simt foarte bine de la 1500 de ture. Deja cam ieșit din localitate, motorul a răspuns imediat. Hai să facem un demaraj de la 80 la 120. Kickdown 90 100 110, la deal. La deal, atenție, 120. De-abia acum începe să audă mai tare vântul din cauza oglinzilor evident mari și din cauza mașinii, care este un SUV. Motorul este legat la o cutie automată în 6 trepte. O cutie clasică cu convertizor de cuplu, dar care răspunde foarte bine, schimbă repede, schimbă fără să simți și la viteze de oraș, de răspunde foarte bine, cel puțin acum, uite, o să rămân la viteză constantă, a schimbat la 1200 de ture, accelerez și mai puțin de o secundă, deja mi-a dat treapta inferioară ca să mă ajute să urc la deal. Evident însă pot să mă joc și eu cu cutia asta, pentru că în spatele volanului am niște padele și în momentul ăsta am trecut pe modul manual. Și am ajuns în treapta 6 de viteză și evident pot să și retrogradez. Eu îmi plac padelele astea, chiar dacă sunt fixe, sunt drăguțe, sunt destul de mari și sunt construite din magneziu, cred, nu sunt plastic. Suspensia. Aici vine și
cred că marele avantaj și marele dezavantaj al Outlander-ului depinde cine cumpără mașina asta. Mie suspensia îmi place foarte mult pentru că este setată pe confort. Eu am avut 5 persoane în mașină cât timp am testat mașina, pe unde am mers, și cred că a fost mai bine ca suspensia să fie setată pe confort. Niciun pasager nu s-a plâns. Evident, poate asta e un pic din bucuria condusului, dar, na, cum spuneam, ăsta e și marele dezavantaj și marele avantaj al Outlander-ului. Suspensia, un ruliu există, dacă forțezi mașina, uite, avem acum o curbă. Ruliu există, evident, dar este tolerabil pentru o mașină care, până la urmă, nu este chiar un super mini. Totuși, trebuie să fim realiști din punctul ăsta de vedere. Un alt dezavantaj al suspensiei este că la denivelările mai serioase scot un zgomot și eu cred că se întâmplă asta pentru că suspensia pur și simplu nu are timp să să contraacționeze, ca să zic așa. Însă asta se întâmplă rar și se întâmplă la bucățile de drum chiar foarte proaste. Un alt lucru care îmi place foarte tare este sistemul de tracțiune integrală, care răspunde foarte bine. Nu este setat pentru off-road, poate cum este la fratele mai mare al Outlander-ului, Pajero sau Pajero, cum vreți să-i spuneți, ci este gândită pentru situațiile de zi cu zi. Mai degrabă, uite, dacă aici să zicem că aș avea o porține udă, ies din curbă și accelerez, o parte din putere e trimisă și către puntea spate. Se aude cheia acum care e lăsată liberă. Sistemul ăsta se numește SAWC, care cred că înseamnă Super All Wheel Control. Corectați-mă dacă greșesc. Sunt atâtea denumiri pe care pur și simplu n-are rost să-ți umpli capul cu ele și mai bine înveți ce fac funcțiile alea. Prima setare este AVC Eco, adică ce știm noi despre Eco. O să trimită mai multă putere către roțile față, o să țină spatele doar pentru ocazii speciale. Apoi mai avem normal, evident, iarăși cea mai multă putere este trimisă către roțile față, reacționează mai repede pentru roțile spate. Snow, de fapt, pentru snow și noroiul intră la aceeași categorie ca snow. Puntea spate este, să zicem, într-un fel prioritizată când vine vorba de putere și mai avem loc pe care nu o să trec pentru că nu sunt la viteză sănătoasă pentru loc. Practic blochează distribuția puterii. Eu recomand însă modul AWC Eco. N-ai nevoie de mai mult. Calculatorul o să știe să lucreze singur pentru tine atunci când e nevoie sau ești într-o situație delicată. Vedeți, acolo erau câteva denivelări și da. Outlander are un preț de pornire de 25.000 de euro cu 9.000 mai mult decât ASX. Dar spre deosebire de ASX, Outlander pare că este din altă ligă. Ceea ce privește și felul în care se simte, mi se pare că bate un pic spre, adică nu seamănă cu ceea ce face Mitsubishi până acum, se simte altfel și la materialele de la interior și cum arată și cum se conduce. Direcția îmi place foarte mult, nu este supra-asistată, ci e suficient încărcată cât să-ți dea, să-ți dea un pic de feedback, ceea ce ai nevoie mai ales pentru off-road și ai nevoie să simți cam ce fac roțile alea față atunci când tu mergi un pic spre limită. Nu întâmplător aici sunt pe... Ba da, întâmplător. Sunt pe bucata de coastă de la Teli. Și mașina se simte foarte ok, atât timp când nu este împinsă spre limită. Dacă mergi normal cu ea, mașina va controla și îți va, să zicem, întâlni toate așteptările. Hai să vorbim și despre interior. Aici, cred că cea mai mare modificare față de varianta fără facelift pe care George a mai testat-o este volanul. În rest, interiorul arată cam la fel.
poliuretan moale deasupra, plastic moale jos. Se putea lucra, cred că un pic mai bine în bugetul ăsta. Uite-te la, nu știu, J5, Tiguan și așa mai departe. Dar da, japonezii au alt stil de a face interioarele. Sistem de sonorizare standard în 6 boxe pe echiparea asta. Noi avem aici sistemul multimedia Rockford Fosgate, care pentru mine este o dezamăgire, și nu din punct de vedere sunet, ci din punct de vedere interfață, mi se pare îmbătrânită. Și cel mai tare mă deranjează e că am pierdut enorm de mult timp, și nu doar eu, și cineva din echipa noastră să-și conecteze telefonul cu Bluetooth la două mașini diferite, cu două telefoane diferite. Aceeași problemă am pățit-o și eu la ASX, n-am reușit să-mi conectez telefonul. Dar după vreo oră în care pur și simplu asta am stat într-o parcare și m-am chinuit să-mi conectez telefonul la el, am reușit. Și acum văd că nu mai are nicio problemă, dar nu înțeleg de ce se întâmplă asta. Am pus și la ASX și nu sunt singurul care se plânge de asta. Până la urmă eu cred că este... ține probabil de un update de soft sau ceva. Harta este foarte bine detaliată. Sunt foarte multe străduțe pe care nu le găsești pe alte sisteme de navigație, ceea ce mi se pare ok. Folosește Here Maps, dacă am văzut eu bine. Și evident are și chestia asta, că vrei să-ți impresionezi prietenii cu un player în care încă mai intră CD-ul. Aici consola centrală este foarte, foarte simplă, foarte ușor de înțeles. Și aici mă deranjează Piano Black, care se umple foarte ușor de praf. Piano Black era drăguț acum vreo 2-3 ani când l-am văzut prima dată, mi se părea wow. Dar încep să înțeleg că nu este ceea ce trebuie, că dacă tot dai cu laveta pe el, la un moment dat se zgârie și tot timpul este praf pe el, tot timpul. Sistemul de climă pe două zone este și el standard. Am butoane puține și bine delimitate ca să înțeleg ce fac acolo când apăs pe ele. Și mai este un buton aici pe care scrie Eco Mode. Eu l-am ținut tot timpul activat. Practic te ajută să scoți un consum mai bun prin diverse limitări de control al mașinii, nu știu, accelerația care o pune un pic mai multă rezistență, sistemul de climatizare care nu mai funcționează la fel de puternic și așa mai departe. Îmi place noul Mitsubishi Outlander, cum e redesenat, cum este regândit de Mitsubishi, mai ales partea frontală, faruri LED, spatele iarăși arată foarte bine, mult mai bine decât acea monosprânceană care era pe vechea generație, pe vechiul model de fapt de generație. Îmi place și motorul în combinație cu cutia asta, eu doar așa m-aș gândi să o cumpăr, cu cutia automată, răspunde foarte bine, chiar dacă nu are dublu ambreiaj ca la ceilalți producători, însă răspunde foarte bine. Hai să vedem și un consum. Să apăs pe info set aici, pentru că se resetează tripul, dar pot să văd, apropo, o chestie foarte utilă, pot să văd aici altimetru, temperatura exterioară și presiunea aerului, aici cu istoric, mi se pare foarte drăguț. Hai să vedem la trip, de când am plecat pe, stai puțin, istorie, e undeva la 8 a stat la drum lung, a crescut la 20 acum și tot coboară spre 13%, cam alergat-o, acum o să scadă tot mai mult și probabil să ajungă undeva la 7-8, ceea ce nu e ok. Apropo, am și un indicator acolo de eco. Outlander 2016 este o mașină foarte reușită, pe care spuneam, aș cumpăra doar cu motorul ăsta diesel și cutia automată, neapărat. Mai există un motor pe benzină de 2 litri, tot 150 de cai, îți evide mai puțin cuplu. M-aș uita la ala doar dacă m-ar deranja impozitul, să zicem, pe an. Dar în rest n-ai avea de ce să cumperi motorul pe benzină. E o mașină cu un preț bun, spuneam 25.000 de euro preț de plecare, varianta asta 37.000 de euro, dar cu foarte multe dotări în standard pentru in-style, inclusiv scaune din piele și așa mai departe. Deci este o mașină pe care merită să încercați, să o testați și să o comparați cu concurența, care este foarte puternică, mai ales în zona asta de preț. Cam acestea au fost impresiile mele despre Mitsubishi Outlander. Până data viitoare, numai bine!